Coaliția pentru Familie condamn discursului cinic și dispreuitor adoptat de Iohannis. Opoziție sublinierei fac de proiectul parteneriatului civil. Coaliția pentru Familie condamnă atitudinea lui Klaus Iohannis în privința referendumului pentru modificarea Constituției, catalogând discursul presublinieredintelui drept cinic sublinierei disprecuitor. Coaliția atrage atenția sublinierei asupra tendinței de deturnare a demersului celor 3 milioane de români, prin promovarea unei legi a parteneriatului civil. Comitetul de inițiativ CCNASC pentru revizuirea articolului 48 alin. Din Constituția României în sensul definirii căsătoriei ca fiind uniunea liber consimțit între un bărbat și o femeie a demarat în luna noiembrie 2015 inițiativa CCNASC având acest obiect. De atunci și până în prezent, inițiativa a cunoscut următoarele etape, a fost însoită prin semnături de către aproape 3 milioane de ceceni români. În primele 6 luni de la demararea ei, a fost avizat de către Curtea Constituțională, în data de 2107.2016, îndeplinind toate condițiile prevăzute de legea specială de Constituție, nefiind împotriva drepturilor niciunei alte persoane, a fost adoptat cu o majoritate copleitoare în Camera Deputaților în data de 09.05.2017, a fost susținut public de un număr de 13 congresmeni americani și de un număr de 40 de europarlamentari. După aproape 3 ani în care milioane de români au așteptat minima dovadă în România funcționează un stat de drept condus după principii democratice, inițiativa nu a ajuns să fie concretizat într-un referendum, cu motivarea ce legea cadru de organizare a acestuia trebuie ea însi modificat. Procedura de modificare a legii cadru s-a derulat cu amânări succesive, în ultimele 8 luni, din cauza a două sesizări formulate de către același partid politic, cea de-a doua sesizare fiind complet respins de Curtea Constituțională, precum și din cauza respingerii la promulgare a legii de organizare a referendumului de către președintele CERI. Trebuie să menționăm aici ce președintele României s-a exprimat și se exprimă împotriva revizuirii constituționale și împotriva organizării referendumului. Dacă amânările Parlamentului au fost resimite în societatea civilă din România ca fiind urmarea enormei presiuni externe exercitate prin toate canalele, acum, în schimb, președintele României este hotărât să blocheze organizarea referendumului prin orice mijloace. Ne exprimă astfel preocuparea și îngrijorarea pentru pozia președintelui. Considerăm că împrăteirea de către domnia sa a discursului cinic și dispreuitor al activitilor anticretini și antidemocratici a ideologiei de gen este inacceptabil, profund antidemocratic și pertinitoare. 300000 de ceteni români nu sunt o masă de manevră. Nu sunt o masă de iobagii pe care se ia afară din cetate la venirea serii sau la venirea comisarilor. Sunt milioane de suflete și de conștiințe care trebuie respectate.
Comitetul de Inițiativ Cecene a schis susținuturii acesteia, respectiv Coaliția pentru Familie, compus din 37 ONG.3. Platforma Civic Împreun, compus din peste 1000 ONG.3. Intelectuali de pe cuprinsul întregii Românii, precum cei 3 milioane de români semnatari ai inițiativei, iau act ce tergiversarea organizării referendumului culminează cu acțiunea de confiscare a celei mai mari inițiative cecene, subliniere ti exprimat public, juridic și democratic de milioane de români, pentru a servi realizării interesului altor grupuri de persoane și creării de noi instituții juridice, fără nicio dezbatere public rațional și fundamentat pe adevăr. Afirmă că inițiativa civică a milioane de români nu poate fi deturnat și confiscat în scopul realizării unor deziderate dictate de grupuri de interese setereine de inițiativa cecene, a menționat. Cererea celor 3 milioane de români este definirea constituțională a cesetoriei, iar pentru această definiție constituțională a cesetoriei nerealizat nici după 3 ani de la momentul demarrii inițiativei s-au parcurs toate etapele menționate mai sus și s-a așteptat cu răbdare și cu suportarea unei îndelungi umilințe de cetre un popor întreg, respectarea legii și de cetre autoritățile publice, nu doar de cetre autorii și susținătorii inițiativei, respectare care nu presupunea nimic altceva decât organizarea referendumului. În schimb, după aproape 3 ani de tergiversări, declarația autorităților din România este ce se va organiza referendumul doar pentru ei, numai cu condiția absolută a votării unei alte legi. Cu alte cuvinte, 600.000 de români pot să voteze la referendum pentru revizuirea Constituției, doar dacă dictatul voinței corectitudinii politice este realizat printr-o lege pe care, însui legiuitorul care amână referendumul, o promovează bucuros în proceduri de urgență. Astfel, la finalul votului vom avea cu certitudine o instituție în prezent respins de codul nostru civil, o realitate social nou, care va conduce la adopția copiilor de cetre cupluri cu anumită orientare. Asistme, adar, la o intenție de deturnare și confiscare a inițiativei civice a milioane de români. Inițiativ care devine astfel pârghia politic prin care interesele unei ideologii radicale sunt susținute și promovate. Situație paradoxală de neacceptat, pe care o respingem, sublinierei de care ne delimităm, pentru a nu încălca niciun fel mandatul primit de la cecenii români semnatari a inițiativei cecene, sublinierei, se arată într-un comunicat semnat de Mihai Gheorghiu, presubliniere-dintele Comitetului Național de Coordonare a Inițiativei Cecene, sublinierei.